Hristos e vine în veci și vecilor. Te salutul nostru obișnuit, spun Hristos a înviat și cred că este cel mai frumos care poate fi rostit vreodată și aș vrea ca acest salut să nu fie o rutină, să nu fie o obișnuință pe buzele noastre, ci cu adevărat să conștientizăm acest mare adevăr. De ce? Pentru că de învierea lui Iisus Hristos atârnă viața noastră pe acest pământ, o viață în care nu suntem orfani, o viață în care nu suntem mai numănuri, o viață în care suntem cu o direcție, cu o nădejde, dar nu doar atât, ci de această realitate a învierii Domnului Iisus Hristos atârnă eternitatea noastră, locul unde ne vom petrece veșnicia. Că vrem, că nu vrem, sufletul nostru este nemuritor. Și Domnul Iisus spunea, adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine a trecut din moarte la viață. Domnul să așeze din belșug în noi această credință, să-L credem pe Domnul Iisus, nu doar atunci când e vreme bună, e ușor, așa cum se amintea și azi din viața aici. E foarte ușor ca să mergi pe calea Domnului cu mulțimea sărbătoare. E foarte ușor să mergi pe calea Domnului și să-L asculți atunci când nu intră în conflict cu așteptările, cu dorințele, cu visele tale. Dar e foarte determinant pentru viața ta, pentru viitorul tău, să ai un bun răspuns, să ai o bună decizie în momentele cele mai crunte ale vieții. Pentru că atunci se au deciziile cele mai greșite. Când ești în strânturare, când ești la necaz, când așteptările sunt alte. Și aș vrea ca în inima noastră, întotdeauna, în orice moment, să nu uităm. Hristos este viu în vecii vecilor. Amin. Viața noastră, spunea Apostolul Pavel, pentru cei credincioși, este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. Și dacă ne-am fi pus nădejdea doar pentru viața asta, am fi fost și am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar îmi place să cred că în primul rând și în primul rând ne-am pus nădejdea în Hristosul care nu mai moare, în Hristosul viu în vecii vecilor pentru veșnicie, pentru că un picur, un strop, într-un ocean, nimic. Viața aceasta este ca un strop într-un ocean. Pe tu, oceanul, nu-l poți opri nici cu privire și n-ai cum să-l măsori. Aceasta este eternitatea și Domnul să ne ajute fiecare care suntem în seara aceasta aici să ne bucurăm de o veșnicie alături de Domnul Iisus. Ne vom bucura dacă îl iubim. Ne vom bucura cu El și vom petrece veșnicia cu El dacă ascultăm El. A spus Domnul Iisus, iubirea noastră se testează nu prin vorbe, nu prin cântări, nu prin afirmații și declarații. Și a spus, dacă mă iubiți, câteva cuvinte, trei cuvinte, veți păzi poruncile. Domnul să ne ajute să înțelegem care sunt poruncile Domnului, să-L cunoaștem pe El și astfel să ne îndrăgostim de El pe care sunt. Pentru că dacă nu-L iubim, nici nu putem să-L slujim. O vom face o perioadă de timp, dar când vom da din necaz, de o greutate, de o problemă. Așa ca și acea sămânță care a căzut între spini, va fi înătușită, va fi sufocată și va putea continua. Dar dacă suntem cu adevărat transformați, dacă inima noastră este un pământ, este calitate în viața noastră de a vrea să slujim pe Domnul Iisus, indiferent de circunstanțe, va fi sel, va fi apă, va fi umiditate, va fi viață, vom avea resurse și vom putea să rămânem în picioare, vom putea să negăm rodul și rodul să rămână până la vina Domnului. Acesta e scopul Domnului Iisus. De aia a venit Domnul Iisus. N-a venit să impresioneze pe nimeni, n-a venit să facă spectacol în lumea noastră, n-a venit ca să arate că El e Dumnezeu și noi suntem, noi n-avem nicio șansă. Dimpotrivă, El a venit ca să ia robia roabă, a venit să schimbe condiția noastră, pentru că așa de mult ne-a iubit, că ne vrea cu orice preț cu El. El vrea să fim cu El mai mult decât vrem noi să fim cu El. Pentru că El și-a arătat și-a manifestat dragostea Lui întâi, pe când eram noi păcătoși, fără ca noi să dăm vreo șansă de speranță spre noi, fără ca să promitem, fără ca să dăm ceva noi, în schimb, El a dat totul. Și prin aceasta ne dovedește și ne arată că El ne vrea cu gelozie pentru El. Pentru că nu ne-a creat ca să fim distruși, ca să fim pedepsiți în iazul de foc, ci ne-a creat
ca să fim asemenea chipului Său. Așa a creat pe Adam, așa a creat pe Eva, dar din cauza că a lăsat ca păcatul să pătrundă în viața lor, consecințele păcatului le vedem și astăzi. Însă Dumnezeu nu și-a schimbat obiectivul, strategia și planul Său. A rămas valabil. Vrea să ne facă asemenea Domnului Iisus Hristos. Și doar pe cei care reușește, El a făcut totul și face totul. Dar când spune reușește, adică pe cei care se lasă transformați, pregătiți, prelucrați, pe aceia vă duce acasă. Aceia vor fi deja după chipul Domnului Iisus Hristos. Acesta este scopul mesajului care și în această seară îl avem la dispoziția noastră. Iisus ne vrea să ne ridicăm. Au fost acești ucenici cu Domnul Iisus aproape de El, timp de aproximativ 3 ani și jumătate. Au văzut multe, au auzit multe, era în fața lor viața și totuși, dacă n-au avut puterea, toți au fugit și au abandonat la un moment dat. Dar când a venit puterea de viață din ei, au putut să se ridice și să stea în picioare și să mărturisească despre această viață și să-L urmeze pe Domnul Iisus până la moarte. Și dacă a făcut lucrul acesta, Domnul Iisus a spus, voi veți ședea pe cele 12 scaune de domnie alături de mine și veți împărăți. Veți judeca pe cele 12 semințe ale lui Israel. De ce? Voi ați rămas necontenit. Adică, cu alte cuvinte, voi ați perseverat. Voi ați rămas credincioși, indiferent de circunstanțe. Chiar atunci când nu le-ați înțeles. Chiar atunci când nu v-au convenit. Chiar atunci când ați fost foarte, poate, dezamăgiți. Deprimați. Confuzi. Ați rămas. De aceea, Tatăl meu vă dă cu bucurie împărăția. Și Domnul să ne ajute să primim și noi această împărăție și să avem o intrare din belșug în împărăția Domnului Iisus Hristos. Amin. Acest cuvânt pe care evanghelistul Luca, care știm cu toții, era doctor de profesie, l-a scris, vreau ca să citesc din capitolul 1 precizarea lui. Dorința lui era una foarte clară. Toți s-au apucat să scrie, fiecare, pentru că nu e așa când ești entuziasmat de ceva, începi să scrii, faci jurnale, dai tot felul de mesaje. Dar Luca a avut un scop foarte, foarte precis atunci când a căutat să adune informațiile. N-a adunat orice de oriunde. Și a fost foarte atent și selectiv pentru că a avut un scop. Și vreau să-l citesc. Capitolul 1 spune, versetul 1, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi după cum li le-au credințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Am găsit și eu cu cale. Prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obrâșea lor, nu s-a mulțumit doar cu prezentul, doar cu contextul care a trăit el, ci de la obrâșea lor, să ți le scriu în șir unele după altele. De ce? Să fim atenți. Care a fost scopul lui Luca. Ca să poți cunoaște astfel temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viul grai. Cu alte cuvinte, le confrunți? Eu am făcut tot ce mi-a stat în putere să adun informațiile cele mai fiabile, adevărate, ca să nu strecor nimic de la mine sau de la alte, din alte surse, ci să scriu exact cum s-au petrecut ca să cunoști temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viul grai. Și este foarte important. Și de ce? Pentru că în zilele noastre trăim o Evanghelie după ureche, de cele mai multe ori. Privim la internet, privim la atâtea resurse care avem creștine și spunem dacă biserica aia, dacă frația, dacă gruparea aia fac așa, cred așa, asta e calea. După câteva zile vedem altul, altă grupare, altă persoană, poate mai dinamică, alți oameni care se ridică cu mai mult curaj și spune, da, am înșelat, după ei trebuie să mă duc. Și așa ajungem la un moment dat să fim buimăciți în credința noastră, în alegarea noastră și în destinația noastră, în final. Pentru că există o singură cale, este un singur adevăr care poate fi dat doar dintr-o singură sursă, care e sursa. A spus Domnul Iisus înainte de a pleca, când va veni El, pentru că El trebuie să mă duc, că dacă nu mă duc, El nu va veni, adică Duhul Adevărului, Duhul Sfânt. El are să vă călăuzească în tot adevărul. Și cred că l-a călăuzit pe Luca. Și cred că a călăuzit pe toți care au scris Sfintele Scripturii. De ce?
pentru mântuirea noastră și vreau să citesc aceasta pentru încurajarea noastră, în Romani, capitolul 15, cu versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdare și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Am avea nevoie de mângâiere și de răbdare. Dacă viața noastră pe acest pământ spre cer ar fi o viață pe flori, în împliniri, în satisfacții, în lumea aceasta, în bucurii, n-ar fi nevoie. Cât de ce îți mai trebuie când ești bucuros tot timpul, când tu ești împlinit tot timpul, când tu n-ai nicio problemă, când tu n-ai niciun eclat, de ce ai avea nevoie de mângâiere? Mângâierea au nevoie cei întristați, au nevoie cei care nu mai știu de multe ori, uitându-se în jur și se uită spre ce spune, Doamne, de unde va veni ajutorul? Îmi ridic ochii, mă uit în stânga, în dreapta, sunt deconsolat. Dar cuvântul lui Dumnezeu are această menire, doar cuvântul lui Dumnezeu, nu interpretarea lui oamenilor. De-aia a spus Luca, să ai grijă ca să ai o temenicie despre cuvântul adevărat. Acum spunem noi, bine, dar cum putem noi să distingem din atâtea voci, din atâtea versiuni? Când mă auzeam în România, spunea la un moment dat un frate din Arad că sunt vreo, nu vreau să greșesc, cel puțin 6 sau 7 feluri de penticostali, spunea el. Zice, dar nici nu vreau să mai spun cât sunt, că poate unii s-au pocăit și s-au întors la adevăr. Vă dați seama ce colorată este panorama asta a creștinismului? Pentru că dacă ar fi să te iei, ai două opțiuni. Să te duci după ce îți place, așa cum spunea Apostolul Pavel și trăgea semnal de alarmă, în vremurile din urmă se vor spăla mulți învățători mincinoși și ce mai mulți se vor alipi de duhurile înșelătoare. Și în dorințele lor îi vor urma, în destrăbălările lor. Sau cealaltă opțiune, să rămâi cu orice preț, rândul cu rând. Și am spus cum putem distinge. Domnul Iisus a gândit la lucrul acesta și a venit peste viață această confuzie și negură. În preajma venirii Domnului Iisus Hristos, că va fi foarte, foarte greu ca să rămâi în credință, să rămâi prin cuget curat. Și a spus Apostolul Pavel lui Timotei, unii și-au pierdut credința și un cuget curat, dar forma de evlavie a rămas. Aici e marea dilemă, aici e marea înșelăciune. Pentru că o formă de vlav există, o formă de închinare există. Cum putem afla adevărul? Adevărul nu poate revela Duhul adevărului, pentru că El este adevărul. Și aș dori ca fiecare dintre noi să avem această foame și această sete de a cunoaște adevărul. Pilat a întrebat doar ce este adevărul și a rămas cu această întrebare. S-a spălat pe mâini. L-a pus pe ostaș să-l bată pe Domnul Iisus. După ce a spus că nu găsește nicio vină, acționează împotriva afirmațiilor lui și pune să-l bată. Și a spus, treaba voastră, sunt nevinovat. Și adevărul a rămas de parte de el. Ce facem noi cu adevărul? Este la mâna noastră? Duhul lui Dumnezeu a fost trimis și a spus Domnul Iisus, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, va da. N-a spus, poate să ceară și va vedea, nu la toți e dat. Va da Duhul Sfânt celor ce îi cer. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos, spunea Apostolul Pavel în Romani capitolul 8, locuiește în voi. Doar această condiție, și doar prin această condiție, spune, cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți, va învia și trupurile voastre muritoare. Nu pentru că sunteți voi în secolul 21, nu pentru că ați avut voi Biblie în toate versiunile, ați avut mesaje în toate feluri și v-ați uitat, pentru că în ziua judecății, mulți se vor intra și vor zice, Doamne, în ulițele noastre ai propovăduit cuvântul, în unițele noastre, am văzut semnele cu ochii noștri. Și răspunsul n-a fost da, a fost pe acolo, pe aproape, da, scuzați-mă, să intrați și voi. Stai să vedem, să verific. Nu, răspunsul va fi unul clar. Plecați de la mine că nu vă cunosc. Dar, dacă Duhul Celui ce-a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi, acesta ne va folosi totdeauna și nu vom putea fi înșelați. Și chiar dacă credința și dragostea celor mai mulți se va răci, credința noastră va rămânea tare
până în ziua venirii Iisus Hristos. De ce? Că nu noi avem resurse. Nu noi avem puterea, ci Duhul lui Dumnezeu ne dă puterea care este în noi. Aș vrea ca aceasta să fie unul din îndemnurile mele, pentru mine în primul rând. Pentru că nu vom putea face față la vremurile ce ne stau înainte, decât cu ajutorul Duhului Sfânt. Dumnezeu ne-a dăruit tuturor. Putem beneficia cu toții, dar nu ne dă o forță. Nu ne impune, ci dacă voiește cineva, îl va cere, îl va dori cu toată puterea și va primi. Aș vrea ca să citesc în sensul acesta, să vedem că la un moment dat, Dumnezeu, prin Solomon, spune o condiție. În Proverbe 8:17 spune cuvântul Domnului așa de frumos. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Calea lui Dumnezeu nu e o cale care e la îndemâna noastră. Gata, mergem, e simplu, ieftin, putem oricum să mergem. Nu! Spune că eu iubesc pe cei ce mă iubesc și doar cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. S-a vorbit în zilele trecute și azi dimineață despre acești oameni, ucenici și urmașii Domnului Iisus, care cu tot din adinsul l-au căutat și l-au dorit. Care au fost flămânzi și pentru viața. N-a mai avut sens decât să-L vadă și să fie prezent al Iisus Hristos. Și când l-au văzut, citim, n-au mai putut de bucurie. Deci erau atât de buimăciți de bucuria aceea că l-a văzut pe Domnul Iisus, că nici nu mai credeau. Aveau nevoie de putere ca să-și revină din acea surpriză extraordinară de care au avut parte. Și aceasta este condiția. Dacă îl căutăm cu tot din adinsul, El este la îndemâna noastră. Este aproape de fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute să înțelegem că El și-a făcut parte, trebuie noi să-L căutăm pe El. La fel spune în Isaia 55 cu versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Nu va fi la nesfârșit. Ușa aceasta a harului în care putem să facem parte din familia lui Iisus, din familia lui Dumnezeu, în care putem să fim beneficiari ai împărăției lui Dumnezeu. Se va închide Iosif și spune, chemați-l câtă vreme este aproape, că va veni o zi, așa cum a venit în vremea celor din perioada lui Noe. Au râs, au ignorat, au stat indiferenți și au văzut de treburile lor. Au trecut pe lângă arca lui Noe și poate s-au și urcat în ea și au făcut impresii. Au ieșit afară și au râs și au văzut de viața lor. Dar această ușă, într-o zi, s-a închis. Și chiar dacă au bătut cu putere în deznădejdea lor, s-a terminat. Și a spus Noe, nu pot, nu eu am închis. Iisus Hristos este ușa. Și în această ușă a mântuirii se va închide. Nu vom putea. De aceea, câtă vreme mai putem să-L căutăm, câtă vreme este aproape să-L căutăm pe Domnul. Domnul să ne ajute. În Ieremia 29:13 spune, mă veți căuta și mă veți găsi, așa cum a spus în Proverbe 8, dacă mă veți căuta cu toată inima. Vedeți? Din toate aceste cuvinte lăsate în Sfânta Scriptură, vedem că Dumnezeu este atât de aproape de noi. Nici nu dăm seama. Însă, vrea să-L căutăm. Vrea să-L dorim. Când putem să-L dorim pe Dumnezeu? Când ne dăm seama că suntem într-o stare disperată. Când ne dăm seama că viitorul nostru este condiționat, depinde de mila lui Dumnezeu. Fără El suntem pierduți. Doar atunci, când mi se pare că viața ne stă înainte, că viitorul ne promite multe și orizontul se deschide înainte noastră, n-avem timp. N-avem motive. Dar când privim în Sfânta Scriptură și vedem soarta de la urmă a celor care nu-L cunosc, care nu-L caută, care nu-L iubesc, care nu-L așteaptă pe Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu ne luminează și ne deschide mintea, ne dăm seama, așa cum și-a dat seama Isaia, în anii morții Ozia, spune, atunci l-am văzut pe Domnul și cuvintele următoare ale acestui prolog a fost, vai de mine, sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate, trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul și a dat seama că în fața Sfinției lui Dumnezeu El este un ticăloș și un păcătoș. Atunci a strigat după ajutor. Doar atunci.
De aceea e foarte important și acesta vreau să fie îndemnul și să mă opresc acest îndemn. Să-L purtăm pe Domnul. El nu este fizic printre noi. Dar El a spus că unde sunt doi sau trei, este și în mijlocul nostru. El a spus că prin Duhul Sfânt ne va descoperi. El a spus că prin cuvântul Său este în mijlocul nostru. Și avem tot ce trebuie ca să-L cunoaștem, ca să-L căutăm, ca să-L înțelegem, să înțelegem voia, să înțelegem că suntem într-o stare de plâns, într-o stare jalnică, fără harul și mila lui Dumnezeu. Și să înțelegem că El ne vrea sfinți pentru El. Domnul să ne ajute să-L dorim cu toată inima. Domnul să ne ajute să-L iubim din toată inima. Pentru că în aceste două porunci se cuprinde toată Sfânta Scriptură. Și aceste două porunci ni se cere nouă. Fiecare care spune, pretinde sau spune că vrem să fim copiii Domnului și poate ne lăudăm. Și spunea Domnul Iisus așa, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău. Toate cuvinte, nu mai există nimic în ființa ta, în gândul tău, în inima ta, în preferințele tale, în tot ce ești tu, în tot ce faci tu, decât ai face voia Stăpânului, a face voia celui care te iubi, a face voia celui care s-a jertfit pentru noi, ca să avem viață, o veșnicie cu El. Și apoi spune să iubești aproapele tău ca pe tine însuți. Și am să închei citind, pentru că spunem iubim pe aproapele nostru. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Dumnezeu, spunea ce înseamnă să iubim pe cel de lângă noi. Că e căzut între tâlhari. Că este mai departe, să spunem noi, ca și rudă, sau este vecin, sau este coleg la lucru de muncă, sau este oriunde ar fi, în drumul nostru, spune așa. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt oare amăsunătoare sau un vival zâmbăitor? Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Am spune că nimeni n-ar putea face așa dacă n-ar avea dragoste. Am zice noi, nu? Adică să dai trupul să fie ars. Adică să-ți împarți hrana, să dai bani toți la săraci, să prorocești, să ai putere, să munți chiar și munții, să faci minuni nemai întâlnite. Și spune, poți să le faci pe toate astea și totuși aș putea să le fac și să fiu nimic. Ați vrea ca să fiu nimic? Ați vrea doar să impresionăm pe cei din jurul nostru? Să spunem, Doamne, Te iubesc! Și când colo, Dumnezeu se uită la noi și spune, taci, mincinosul. Pentru că Dumnezeu cere de ceea ce noi numim dragoste și spune, dragostea, și aș vrea ca să citesc rar, și aș vrea ca să ne regăsim aici. Iar dacă nu ne regăsim, la fiecare cuvânt, la fiecare caracteristică a dragostei, pentru că dragostea Dumnezeu, e caracterul Dumnezeu, să spun, Doamne, aici sunt deficitar, Doamne, aici am probleme, Doamne, aici, pentru că dacă nu avem aceste caracteristici, aceste elemente, n-are rost orice facem, noi o spun. O spune cuvântul Dumnezeu. Și-ar fi degeaba, și-ar fi jalnic pentru noi să ne petrecem o viață întreagă, crezând că suntem, facem parte din poporul Domnului, fiind entuziasmați de minuni, fiind entuziasmați de atmosfere și de orice alte lucruri care izbesc privirea. Și totuși să însemnăm zero, să fie nimic înainte de Dumnezeu. Cred că nimeni nu mi-a dorit lucrul acesta și-ar vrea ca Domnul Dumnezeu să mă cerceteze pe mine și pe fiecare ca alergarea noastră să nu fie înzătat pe acest pământ. Ne-am pierdut timpul și numai atât ne-am autocondamnat. Dragostea este îndelung răbdătoare. Eu am nevoie. Eu sunt deficitar. Este plin de bunătate. Și aici. Dragostea nu pizmuiește. A pizmui înseamnă să te uiți cu invidia. Adică îți vezi că cineva are și îți spui, ah, de ce n-am eu? Cum n-aș da să am eu? Și atunci, prin mijloace, tot felul de mijloace avute la dispoziție, vreau să ajung ca și. Și ne uităm, avem noi modelele noastre, avem noi, să spun așa, stelele noastre sau fanii noștri.
atenție. Ce dorim să fim? Ca și cine vrem să semănăm? Dragostea nu se laudă. Dragostea nu se umple de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Nu se poartă necuvincios. Noi putem să ne purtăm necuvincios, adică nedemni. Să nu reprezentăm cu adevărat ca și cum suntem copiii lui Dumnezeu. Adică, când ne văd cei de afară, când avem tangență cu ei, dacă ei nu pot să spună sincer despre noi, nu în față, în față de zâmbești și salva și încerc să te perii, poate, dar să poată să spună sincer în biografia care mi-ar face sau mi-ar face, că ne purtăm demn de numele care îl purtăm și cu adevărat că suntem creștini. Vreau să vă spun că ne purtăm în timp necuvincios. Aceasta poate să fie prin vorbirea noastră. Și Domnul s-a spus, vorbirea voastră să fie creasă cu sare, pentru că multe vorbe ușoare vin gata și suntem foarte inspirați. Vorbirea voastră să dea har, adică să ridice, să aducă vindecare celor care aud. Doamne, ajută-ne aceasta. Cum am putea să ne putem necuvincios? Prin exemplul nostru, frate, prin modul nostru de viață. Eu pot să spun despre ce? Ținta mea în cer, comoara mea în cer și prin valorile care eu le arat că le am, prin alergarea mea pe acest pământ, să arăt contrariul. Ce-ar spune cineva dacă spune că merg spre cer? Că așa a spus și Iona. Era acolo, în corabie și a spus, eu mă tem de Dumnezeu. Și a zis, frate, ce nu te tem de Dumnezeu când tu te-ai ascuns, când tu te duci în direcția opusă, când tu faci altceva ce spune Dumnezeu. Prin comportamentul nostru putem să ne purtăm în chip necuvincios. Prin ținuta noastră, asta nu mai vorbim, asta e etichetă noastră. Când se uită cineva la noi, trebuie să spună, ăsta e diferit. Ăsta e diferit. Asta e prima, e ca și un ambalaj. Dacă vreți să spun, mergeți în magazin și dacă vreți să luați un aliment bun, vă uitați la data expirării, vă uitați la felul cum e ambalat. Luați ceva care nu-i invit. Uitați-vă să luați ceva care poate să se altereze și să nu fie vid și păstrat în loc, răcoros, să te asiguri. Riști? Ați să duce acasă? Nu. Eu am pățit asta. M-am dus la magazin și am cumpărat. Era ieftin. Interesant de luat. Dar când am dus acasă, toată casa s-a umplut de acea duvară. Și am zis, imposibil. Atenție. Ceea ce suntem în exterior, nu suntem așa să vorbim despre îmbrăcăminte. Atenție! Felul cum ne raportăm noi, în mod exterior, la ceea ce se vede, aceea spune ce interior. Nu întotdeauna ce interior arată ce exterior, dar întotdeauna exteriorul trebuie să reflecte interiorul. Îmi spune Domnul Iisus că omul scoate afară din prisosul inimii, ceea ce gândim, valorile noastre, modul în care gândim, ne vom eticheta, ne vom afișa. Și aș dori ca Domnul să ne ajute să urmăm acest exemplu. Nu se poartă necuvincios. Și Domnul să mă ajute. Nu caută folosul său, nu se mânie. Și aici am nevoie. Nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire. Și aici aș vrea să spun, ne uităm de multe ori, poate la atâtea informații care sunt în fața noastră pe internet. Ne atrag? Suntem interesați? Suntem ne absorbe? Ca și un magnet. Dacă ne absorbe, ajungem să ne bucurăm de acele lucruri. Ajungem să le considerăm ca fiind familiare cu noi. Ca făcând parte din viața noastră, la un moment dat să ne obișnim cu ele. Și chiar să le acceptăm așa cum Lot spune că și-a așezat unde? Porturile? Aproape de Sodoma. Și îl vedem chiar la poarta cetății. Și a fost foarte greu pentru el. Abia l-a smuls Îngerul Domnului și cu forța l-a scos ca să nu fie nemicit, pentru că totuși în adâncul inimii lui îl căuta și vrea ca să fie plăcutul Dumnezeu. De aceea să fim atenți ce pune înaintea ochilor noștri și să spunem, Doamne, pune Tu o strajă înaintea ochilor mei. Pentru că la orice pas e mizeria care încearcă să ne întineze bugetul, să ne întineze ochii, inima și să ne despartă de Dumnezeu. Se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Și aș vrea ca Dumnezeu să lase această dragoste și Domnul Iisus a spus prin Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, că dragostea lui Dumnezeu poate fi turnată de lumile noastre prin Duhul Sfânt. Domnul să o facă și dacă dorim, o va face. Amin.